În tradiția populară, sărbătoarea florilor reprezintă intrarea Domnului Isus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat cu frunze de palmier, iar de această dată sunt legate o serie de obiceiuri și superstiții păstrate atât la state cât și în mediul urban. Așa se face că în trecut ramura de salcie și era folosită în scopuri terapeutice. Oamenii înghițeau mățișori de pe ramura de salcie pentru a fi feriți de diferite boli. Se spune că salcia vindecă durerea de spate și este un antidot pentru mușcătura de șarpe. În mediul rural, la miezul nopții se fierbe busuioc în apă, iar dimineața fetele se spală pe cap cu amestecul pentru a avea un păr strălucitor. Însă tot în popor umblă vorba că cine îndrăznește să se spere pe cap în ziua de flori, fără apă descântată și sfințită, va albi. La ora și în schimb domnișoarele își pun busuioc supernă pentru a-și afla ursitul și tot fetele așează ață de la mărțișor pe care au purtat-o până în ziua de flori, de ramurile unui copac înflorit pentru a avea noroc în dragoste și sănătate. În sâmbăta în unele zone ale țării, gospodinele împart plăci. Cinte de post pentru pomenirea mărților, iar duminică se culeg flori ce se vor folosi pentru încondeierea de ouă pentru Paște. Tot din tradiția populară aflăm că dacă ne împărtășim de flori, ne vom putea îndeplini o dorință. Cu siguranță că la fel vor face și cei care suflă în lumânări de ziua lor onomastică. Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aproape 1,5 milioane de români au nume de flori. Dintre aceștia, cele mai multe sunt femei, iar Printre cele mai populare nume se află Viorica, Florentina sau Camelia. La bărbați în top se situează Florin și Viorel. Există însă și bărbați care poartă numele de trandafir, iar o singură femeie la nivelul anului 2014 a fost înregistrată cu numele de Floricica.